Astăzi pregătesc supă de linte cu costițe afumate. Mai întâi de toate am făcut cumpărăturile la Linela. Apoi torn lintea în bol, o spăl de câteva ori, o acopăr cu apă și o las la umflat. Tai cuburi mari, ceapa, morcovul, rădăcina de țelină și tulpina de țelină. Pun legumele în cratița cu apă, adaug sare și le fierb 30 de minute. Apoi adaug lintea scursă de apă, cartofii, căței de usturoi, costițele afumate și fierb 35-40 de minute. Scot costițele din tigaie și mărunțesc bine până primesc o supă cremoasă. Servesc supa cu costițele afumate, decorez cu pătrunjel și îmi place să storc suc de lămâie. Poftă bună! Această supă a ieșit cremoasă, aromată și delicioasă. Toate ingredientele le-am cumpărat de la Linela și acum Linela are o campanie frumoasă care se numește O istorie cu premii mari, la care puteți să participați. Vă pup!